Un tânăr de 17 ani, elev la Liceul Tehnologic Petre Saurelian din Slatina, a fost găsit mort în această dimineață pe malul râului Olt, în apropierea podului rutier. Apelul a fost făcut la 112 de o persoană care trecea prin zonă și a auzit un strigăt de ajutor. Pompierii au intervenit și l-au adus pe băiat la mal, însă fără suflare. Trupul neînsuflețit al tânărului se afla la aproximativ 10 metri de mal, fiind adus cu ajutorul bărcii pneumatice și accesoriilor din dotare la mal, de unde a fost preluat de echipajele medicale, fiind constatat decesul de către medicul de la serviciul de ambulanță. Cadavrul a fost depus la morgă în vederea efectuării necropsiei. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi făcut focul pe mal să se încălzească și a adormit. Hainele i s-au aprins, iar băiatul a sărit în apă și s-a înnecat. Așa se explică și faptul că acesta avea hainele arse atunci când a fost adus la mal. Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care s-a produs nenorocirea.